Continuăm discuția despre creativitate, o sesiune numită Creatologie, o sesiune gândită de echipa de la McCampiar, McCampiar România, și am să vă rog, ca de fiecare dată și în aplauze, să întipinem așa. O echipă de creatori de poveste, doamnelor și domnilor, Lavinia Chican, bună seara, Lavinia, bine ai venit, Alexandra Vasilescu, bună seara, Alexandra, bine ai venit, și o echipă de creatori, de personaj și de creator de unghiuri. Și am să vă rog să-i întâmpinăm un aplauze și iau așa, într-o ordine, să spunem, aleatoare. Mihail Pautov, medic și influencer. Romania, entertainer. Și doamnelor și domnilor, Horia Tătău, bine ai venit, bine ați venit cu toții. Este o sesiune pe care ați gândit-o și vă las pe voi să o moderați. Vorbim despre creatori de poveste, creatori de personaje și creativitate. Mult succes! Mulțumim, Marta! Mulțumim, Liz, pentru invitație. Mulțumesc și distinșilor, domnul, că au acceptat invitația noastră de a fi alături de noi în această dezbatere. Dacă momentul ăsta ar fi avut loc acum o săptămână, probabil că m-a fost ușor diferit, complet diferit. Vin după o săptămână extrem de intensă, petrecută în bootcamp-ul Next Big Blogger, o campanie pe care cu toții cred că o cunoașteți, la a doua ediție. Am petrecut intens, 5 zile, 8 ore pe zi, alături de cei mai mari creatori de conținut video din online-ul românesc. Am discutat mult, am filmat, am mâncat împreună, am stat la povești în spatele scenelor. Ce am câștigat din săptămâna asta este interacțiunea umană cu acești oameni. I-am cunoscut dincolo de zona profesionistă, i-am cunoscut ca oameni. Oamenii din spatele succesului, canalelor de YouTube, Facebook sau Instagram. Am făcut paranteza asta și-a dat acest exemplu ca să ilustrez că asta, cred eu, că este secretul unei relații de succes între o agenție, un brand și influencerii sau ambasadorii de brand. Faptul că noi împreună, cu toții, construim o poveste, o spunem frumos, o spunem natural, într-un cadru special creat, integrăm brandul cât mai firesc în această poveste și reușim împreună, zic eu, să inspirăm milioanele de fani și de consumatori ai brandurilor pentru care lucrăm. Mulțumesc! Suntem în seara asta alături de Horia, de Matei și de Mihai. Vom vorbi despre Creatology, dar mai mult o să vă spună colega mea, Alexandra. Ne-am dorit să fie o sesiune interactivă, așa că dacă simțiți nevoia să vă alăturați discuției, feel free. Să rămână la urmă. Așa, deci, și doar câteva cuvinte. Vreau doar să vă zic de unde numele ăsta care poate părea puțin diferit în peisaj. Nu e nimic nou, nu e nimic diferit, doar că e o mișcare. E o mișcare pe care mi-am simțit-o recent, o mișcare care nu se oprește la idee, care de fapt pleacă de la idee. Până acum am vorbit foarte mult despre storytelling, despre cum ar trebui să punem povești în spatele brandurilor sau cum ar trebui să promovăm brandurile prin povești mai frumoase. Doar că ce vă povestim mai mult astăzi este ce se întâmplă după ce punem o poveste în spatele brandului. Ok, facem noi în agenție un brainstorming, ies niște idei minunate, extraordinare, avem o echipă integrată de creație, dar ce se întâmplă cu ideile astea când ies pe poarta agenției? Și aici avem câțiva oameni cu care ne consultăm și cu care plecăm împreună la drum. Doar că ei nu sunt doar niște purtători de mesaj. Ei dau viață acestor povești și povestea se schimbă. Chiar dacă e aceeași campanie, poate într-un fel trăiește la bro pe vlog, într-un fel o duce Horia și cu siguranță o duce altfel Mihail. Am ales trei parteneri, nu i-aș numi direct influencer, pentru că pentru noi sunt mai degrabă parteneri, dar am vrea să vă arătăm un pic cum construim împreună cu ei poveștile, cum trebuie
creez poveștile pe platformele lor și să vă arătăm câteva lucruri dincolo de ce înseamnă brand, despre cum își asumă ei responsabilitatea de influencer. Ce înseamnă să endorsezi un brand pentru tine ca brand, fiecare dintre cei trei de pe scenă sunt un brand personal, și mai ales ce înseamnă responsabilitatea față de public. Aici mă uit în special la Mihail, pentru că el este și medic, probabil că între timp l-ați și căutat pe Instagram, pe Facebook, este chirurg la Institutul Fundeni, ceea ce e o responsabilitate, o responsabilitate în sine de doctor, dar mai ales când ești public, ești public și vorbești foarte mult despre lucrurile astea, responsabilitatea se dublează. O să începem dezbaterea adresând în primul rând lui Horia o întrebare la care mă gândesc că și voi și voi o aveți cumva în minte. Cum îți alegi brandurile pentru care vrei să lucrezi? Te duci tu spre ele? Vin ele spre tine? Bună seara, în primul rând. De fiecare dată când am primit o propunere de la un brand, de la un proiect sau de la o organizație cu care aș putea să colaborez, m-am gândit în primul rând cât de mult mă asociez cu acest brand, pentru că valorile mele se vor transpune în acest brand și invers. Și am căutat de fiecare dată să îmi găsesc parteneri cu care mă identific foarte bine. Nu am căutat să am foarte mulți parteneri, dar am conținut foarte mult să fie credibili. Vreau ca brandul meu, pentru că este urmărit de foarte mulți copii care practică sportul, nu numai tenisul, de părinți care își duc copiii către sport, și pentru că sportivii de-a lungul istoriei au fost mereu și ambasadori ai societății, e important ca să fim credibili și să transmitem niște mesaje pozitive alături de brand-uri puternice. Dar ca să avem această credibilitate, trebuie ca să ne găsim parteneri care ne reprezintă. Da, cât timp tu petreci așa în medie pe social media zilei? Asta te întreb cumva în direcția în care mă gândesc că, băi, un sportiv, mai ales înainte de competiții, trebuie să fie super focusat, atent, să nu fie niciun fel deranjat de nimeni. Poate ai vreun hater care îți zice, mama, Horia, nașpa. Sau vreun fan al altui tenismen, eu știu, competiția, vreo fană. Să știi că aceasta poate să fie o capcană în care sunt plinși foarte mulți sportivi, mai ales acum, în momentul ăsta, pentru că fenomenul social media a crescut foarte mult în ultimii ani, chiar și în sport. Aproape fiecare jucător de tenis, atlet, sportiv, e prezent în social media și din ce în ce mai activ. Eu am experimentat asta pe mine și am fost și eu prins în acel moment în care petreci foarte mult timp pe Instagram sau pe Facebook, vrei să postezi, ești interesat cine te urmărește, cât de mare este engagement-ul și este o capcană în care poți să cazi și te îndepărtezi de la activitatea ta principală, cum ar fi în cazul meu, antrenamentele, conectarea la meciurile pe care le-am jucat, la partenerul pe care l-am numit, antrenorul meu. Și de aceea trebuie să am foarte mare grijă și să deleg partea aceasta de social media unor specialiști. Pentru că de unul singur nu pot să o fac, și nimeni nu o poate face. Toți mari sportivi au echipe de PR cu care lucrează și asta îi ajută ca ei să-și vadă de activitatea sportivă și să fie conectați acolo. Pentru că, în primul rând, noi suntem sportivi și după aceea încercăm să comunicăm povestea noastră, să transmitem mesaje mai departe, dar pasiunea noastră principală este sportul, activitatea sportivă, performanța, seriozitatea în activitatea noastră și după aceea vine această parte de comunicare și de poveste. Iar partea de comentarii și de hate există. Am avut momente când mă uitam și de fiecare dată când pierzi un meci pe care trebuie să-l câștigi,
fie lumea acolo și destul de, de negativ. Și am întâlnit chiar un, un tip care mi-a scris odată, uite, Horia, știu că ai primit un meciul ăsta, vreau să câștigi, vrei favorit. Și din cauza ta am pierdut suma asta la pariu și te rog dacă poți să mă ajut să o recuperez. Și pentru că mi-a spus atât de frumos în comparație cu alții, am răspuns și am zis îmi pare rău că ai pierdut suma asta, dar... Și nu încurajăm pariurile, by the way. Da, nu încurajez pariurile. Îmi pare rău că ai pierdut suma asta, dar să știi că după logica ta, asta însemna că eu nu aș fi putut să ajunge niciodată pe poziția pe care am ajuns, pentru că trebuia să pierd toate meciurile pe care le jucam cu jucători mai experimentat și mai bun decât mine. Deci trebuie să schimb puțin logica, că nu funcționează și în orice caz, nu mai urmăresc aceste comentarii și la fel cum nu am nevoie de comentarii negative, nu țin neapărat nici la comentariile pozitive, nici la laude, pentru că nu vrei să intri nici în zona de să te simți prea bine din cauza laudelor. Vrei să fii concentrat pe ceea ce faci, aprecierile vin oricum, dar ca să ajungi la un nivel de performanță trebuie să fii foarte conștient de ceea ce se întâmplă și prezent în moment și atunci nu ai nevoie de distracțiile astea exterioare. Acum e rândul meu să-l iau la întrebări pe i-am pus multe întrebări săptămâna asta. Unele pe care nu le pot spune nimic. Sigur, e interesant pentru sală, însă aflăm de la Matei care au fost cele mai tari povești pe care le zis pe blog. Dacă agențiile știu ce este blogul, cum duci tu o idee și un brief pe care îl primești de la un brand prin intermediul agenției, cum îl duci mai departe și îl faci povestea? Încă e o piață care se dezvoltă, încă e un mediu nou și de-aia anumite agenții știu mai bine decât altele, clienții știu mai puțin decât agențiile. Agențiile au job-ul ăsta greu de a crea această, de a media, de a crea această punte între că e influență, că e creator de conținut, că e vedetă, că e un campion, că e orice, și clientul care are un buget de cheltuit pentru chestia asta. Dar cred eu că în ultimul an, sau în ultimii 2 ani, s-au făcut niște progrese imense. Eu am prins valul publicitar, m-am apucat acum vreo 4 ani și ceva și primii bani pe care i-am luat au fost acum 2 ani și ceva. Și vă zic că s-au schimbat foarte, foarte, s-au schimbat dramatic lucrurile. Și asta pentru că sunt jucători în viață care înțeleg că trebuie să se adapteze, trebuie să progreseze, trebuie să aibă loc tot felul de workshop-uri, de cursuri și trebuie neapărat să învețe din greșeli, pentru că tot se facă multe greșeli la început, fiind o chestie nouă, pentru că e ceva nou care nu mai fusese făcut până acum, online-ul, influencer sau cum vreți să-i numiți. Și am avut experiențe vaste, dar mi se pare că această campanie la care am fost în ultimele 5 zile la Next Big Blogger e cumva un apogeu a ce înseamnă toate superputerile adunate la un account, Avengers al publicității, că vin cei mai șmecheri creatori de conținut, vine și o agenție super tare, vine și creați, vine și PR, vine și un brand care are un buget de cheltuit ca lumea, precum Coca-Cola, ca să nu, e adevărat, adică să susții Next Big Blogger, îți trebuie un chunk ca lumea din buget de marketing și uite că e deja la a doua ediție, e super tare că s-a făcut și a doua ediție și că e cu cel puțin 30% mai mult decât prima și cred că e chestia care poate să fie long term. Ce am ratat să răspund, că am impresia că am cum vrei brief-ul de la agenție și îl duci mai departe și faci povestea astfel încât să-l inspiri? Sunt atât de multe povești aici, n-aș bine să încep, dar ce pot să vă zic e că pentru mine e un challenge și eu văd ca pe... Eu orice chestie aleg cumva ca o performanță, ca să fac și o paralelă cu sportul, ca o să fac performanță pe chestia aia. M-am apucat să fac reclame acum 2 ani, mi-am dorit să fac performanță pe chestia asta. Adică reclamele să fie cât mai bune, să ajut clientul respectiv
că fiecare vrea o chestie, unul vrea brand awareness, unul vrea call to action, unul vrea, și eu să iau exact ce vrea brandul respectiv și să livrez printr-un sketch al meu sau orice altă campanie gândită și mă bucur cumva că am și reușit sub o formă sau alta prin, și prin Vodafone, ajungând imaginea unei multinaționale în timp atât de scurt, pentru că a fost o performanță și e în continuare. Dar n-ar fi funcționat dacă și oamenii respectivi de acolo mi-ar fi acordat încrederea pe care mi-o acordă să scriu, să vin cu input creativ, să se adapteze la piața asta de vlogger, că e altceva decât un actor pe care îl iei și dai un scenariu și zici fă asta sau fă aia. Asta nu înseamnă că actorii nu sunt super, eu și doresc și eu fac o mare parte actorie în ceea ce fac. Dar zic că s-au adaptat și asta e foarte important. Eu aș avea acum o întrebare pentru Mihail, ce vă ziceam mai devreme. Vis-a-vis de limitele sau responsabilitatea de influencer, noi doi pe Hert aici, funcționează altfel lucrurile. Cum se întâmplă cu campaniile din zona asta de sănătate? Endorsezi, ne endorsezi, pe cine endorsezi, de ce endorsezi, până unde endorsezi? Ai schimbat-o prin întrebare, așa că o să încerc să îmi reformulez răspunsul. În primul rând, mi-am formulat o întrebare și m-am turbilit ce înseamnă responsabilitate de influencer. Da? Deci ești influencer, ai responsabilitate, e foarte complicat, pentru că ar trebui să am responsabilitate de influencer, ar trebui să am responsabilitate de doctor la spital, față de pacienți, față de colegii mei, ar trebui să fiu responsabil față de soția mea, da? Să o validez, să o bag în seamă, să așa mai departe. Trebuie să fiu responsabil față de copilul meu, prea multe responsabilități și cumva, cred că secretul e de mai simplitate, da? Asta e cumva o regulă pentru tot și am așa un statement, un pic emotional, dacă vă gândiți la el, chiar așa este. Cumva responsabilitatea în toate astea are responsabilitatea de a fi om. Și cumva, cred că asta, fără să vreau, m-am scos în evidență în influencementul ăsta medical, pentru că mă urmăresc că am început să urmăresc foarte mulți studenți la medicină, care cumva se pregătesc pentru o viață de roboțel, în care de școală, când încă e întuneric, ajunge acasă când e întuneric, nu-ți prea cunoști copiii decât când se căsătoresc și ești un foarte mare medic și un medic foarte bun. Și cum am dat seama că nu e chiar așa, adică eu să am o familie, să am un copil, și, nu știu, să fiu în echipa de transplant hepatic în România și cumva să fac față. Nu vreau să zic că sunt cel mai bun de acolo, pe departe, dar cumva sunt acolo și profesez și îmi place profesia asta. Și cumva asta am încercat să arăt, am încercat să mă îndepărtez. Am și poze în care eu sunt șmecher și sunt în sală și lumea zice wow, scrubs, doctor, I wanna be a doctor. Sau cu citate motivaționale din a fi doctor, dar după aceea am mai multe poze cu fica mea și cumva pe alea le apreciez eu personal mai mult. Și studenții au început să-mi scrie și zic, wow, cât de tare, uite, maică mi-am zice că nu pot să dau la facultate și să am o familie, dar ea i-a dat poze la oameni cu mine și zice, bă, da, uite că pot. Și în final, da, cred că pot. Da, zice-mi eu pe aia, deci când îți scriu oamenii ție, efectiv, pe Instagram și îți pun 100 de întrebări, dom'le, de ce eu am piciorul negru, ce ar trebui să fac, cum ar trebui să... Întrebarea asta ți-a zis, asta e cea mai absurdă întrebare și o întrebare la care nu știu dacă trebuie să râzi, să plângi, să te sperii sau să ștergi contul. Am o rubrică pe story în care le spun oare că poate să pună întrebări, ei îmi pun întrebări și răspund, încerc să caut întrebări cât mai generale ca să răspund, să zic, cât mai multor oameni. Altora le răspund pe privat și cineva îmi scrie într-o zi și cred că e fix o glumă. Zice, man, uite, ieri mi-a plăcut ceva în umăr, s-a umflat mâna și s-a roșit, iar acum e cam bine ție și nu mai simt. Zic, wow, ok, dă-mi o poză. Și mi-a dat o poză cu o mână vânătă și prima intenție a fost să fac un screenshot, să-l trimit la prieteni și după aceea zic, nu, ai zic, ok, dă-mi un telefon, lasă-mă să te sun. L-am sunat și, într-adevăr, omul, și întrebarea era, ce poți iau ca să întreagă? Nu, trebuie să te duci la medic, trebuie să te duci la o cameră de gardă, la un ochi, la chirurgie vasculară, să-ți facă un ecodoplu și să vezi dacă ce ai, ai o tromboză, ai o tromboie. Cumva, într-adevăr, încerc să triez cazurile pe cât pot și întrebarea vine iar din, adică, cumva, responsabilitatea de a fi om e aia de a spune, uite, nu știu. Cumva, imaginea generală este că tu, ca medic, trebuie să le știi pe toate și trebuie să le rezolvi pe toate și, de fapt, nu e nimic mai fals, ești bun pe domeniul tău.
și răspunsurile mele celorlalte sunt astea. Nu știu, trebuie să merg la un dermatolog. Eu te-am întrebat chestia asta pentru că, uite, noi avem foarte multe campanii pe health, lucrăm pentru multe și companii farmaceutice, avem și rețele de sănătate. Campaniile sunt unele pur farma, adică vorbim de boli, boli nasoale, care nu sunt așa ușor de înțeles de oricine. Da. Și atunci, evident că influencerii din zona de health nu sunt foarte mulți. Adică, na, ai numeri pe degete pe ăștia care, cumva, în care poți să ai încredere și cu care poți să duci o campanie. Și una dintre practicile pe care noi le-am tot făcut în agenție a fost așa. Avem campania, hai să ne așezăm la masă cu toții frumos, toată lumea care e implicată. Și aici, când mă refer la toată lumea, o să vă zic așa. Bun, deci avem influencerii, avem clientul, avem medici și mai nou avem și pacienți. Deci am luat pe toți, am pus frumos la cumva la aceeași masă. Și am zis, băi, nu poți ca influencer să duci o campanie, să vorbești despre o boală, dacă tu chiar nu înțelegi despre ce e vorba. Cum poți să înțelegi despre ce e vorba decât ce mai vine de la un pacient? Și nu vorbim de drame sau de chestii super exacerbate, ci pur și simplu de realitatea pacientului respectiv, de cum simte el chestia asta. Cum a fost campania cu schizofrenia? Exact, exact. Da. Deci pe schizofrenia am avut anul ăsta o campanie la care MNAC-ul ni s-a alăturat. Este, practic, am avut o campanie de gherila, să zic, așa pe înțelesul celor din sală, în care am intrat peste o expoziție de la Muzeul Național de Artă Contemporană și am creat niște audioghiduri care povesteau expoziția, curau, practic, expoziția din perspectiva unui pacient cu schizofrenie. Concret, ca și când am fi noi aici în sală și mă uit un pic și văd în stânga echipa de la BIS în față o parte din oameni, dintre care și colegii noștri, și zic, uite, aici, la echipa de la BIS, mi se pare că văd un val care curge cu mult optimism și vibe și așa, dar de fapt eu nu vă văd pe voi. Cam asta vede un pacient cu schizofrenie. Bineînțeles, nu în etapa în care e tratat, nu în etapa în care el este cu tratamentul sub control, ci pur și simplu etapa aia, într-o cădere în care tratamentul fie nu-și face efectul, fie el pur și simplu este într-o stare foarte degradată a bolii. Lucrurile astea sunt foarte greu de explicat, adică trebuie să găsești niște metafore, trebuie să găsești o poveste și nu doar o poveste, și niște conducători în povestea asta, curatori la rândul lor de poveste, cum sunt influencerii cu care am și lucrat, și care să invite oamenii să trăiască experiența asta. Și a fost primitor. Am avut expoziția deschisă aproximativ o lună la MNAC. Au venit foarte mulți oameni. Deci a crescut cu vreo 30% participarea sau, mă rog, vizitele în muzeu față de perioada anterioară. Și mai mult decât atât, ce ne-a impresionat foarte tare a fost că la un moment dat au venit pur și simplu la MNAC, a venit un grup întreg de pacienți cu schizofrenie care au auzit de campanie și au zis, băi, vreau să văd, vreau să înțeleg un pic despre ce e vorba și să vorbesc și eu la rândul meu cu oamenii care vin în muzeu să vadă expoziția. Mie mi s-a părut absolut emoționat, cel puțin pentru noi care eram expuși, la fel ca publicul, îmi imaginez, destul de recent la ce înseamnă boala asta. Da, cam așa ducem lucrurile și de asta te întrebam de responsabilitatea de influencer, dar mi-e clar. Ca și ghid sau da, poate să fie un tampon într-adevăr între știință, care un domeniu greu de înțeles și oamenii care vor să înțeleagă ceva. De exemplu, sursa mea directă de inspirație, un doctor din state, ținut de el, cheamă Mike Wachowski, e un influencer, trebuie să-l votați, doctor Mike pe Instagram, are 3 milioane de followeri. Și face și vlogging și practic explică pe înțelesul tuturor, dar cumva cu dovezi științifice exacte. Ce înseamnă să fii vegan, ce înseamnă să mânci carne, ce înseamnă să faci sport, etc. Da. E foarte important și funcția asta. Și eu iau în cap. Mihai, în formă. Da. Putem să educăm oamenii prin zona asta medicală, prin vlogging? Adică vlogging poate să fie o soluție, cred oamenii, așa ceva? La ce întrebări se poate răspunde? Sau cum îi putem educa utilizând aceste canale? Uite, oricât aș vrea să nu îi critic pe alții, să zic și, ok, nu o să fac asta,
Totuși, există foarte multă informație neasumată pe internet, care merge prin clickbait, care merge prin SEO, cauți o informație și găsești o informație pe care în final o crezi, cum a fi zis la țară, la soacră mea, și încălzesc claptele copilului la microunde, zice, uai, ce faci, la televizor, e cancerigen, dar nu există nicio dovadă, microundele sunt la fel ca unele de telefon sau microundele de radio. Nu devine cu nimic mai cancerigen laptele dacă le încălzești la microunde. Și atunci, nu știu, cred că e responsabilitatea omului să caute informații. E o zonă extrem de nișată, de specializată și serioasă. Adică nu vorbim doar despre povești, vorbim de lucruri serioase, dar totuși trebuie să le împachetezi cumva, astfel încât să poți să ajungi la oameni. Da, uite, tocmai ne-a venit înseamnă o idee de campanie, da? Microundele nu fac mâncarea mai cancericeră, microundele nu face rău. Și, da, uite, găsim o firmă de microunde și pot să fac endorsement că nu, într-adevăr, nu fac rău. Dar, într-adevăr, zona trebuie să fie efectiv scientifically proven. Adică trebuie să ai dovada științifică. Eu am o întrebare așa pentru tine. De fapt, nu, știi ce sunt curioasă? Mi-ar plăcea să ne povestești tu traseul tău de la Reputation. Deci tu ai început strong, ma. Deci competiție după competiție, premiu după premiu, turneu după turneu și ai ajuns PAC celebru. Cum? Așa? Deodată? Adică, pe scurt, nu vreau să ne zici acum cum ai crescut așa. Nimic nu s-a întâmplat peste noapte, au fost etape pe care le-am parcurs. Și mai nou, după ce ajungi în anumit, într-un anumit moment în carieră, în perioada asta în care ești urmărit de foarte multă lume care dorește să afle informații de la tine și mai ales trendul ăsta în care există tenisul în momentul de față, ca în orice domeniu, am căutat să îmi găsesc o echipă de specialiști care să comunic aceste informații despre mine. Stai că facem un selfie. E ok. Da, pentru că oricât de priceput aș fi eu la tenis, nu mă pricep la comunicare și nici la campanie și transmiterea unor mesaje. Și de aceea trebuie să învăț și în acest fenomen mă bucur că am oameni alături și prieteni foarte creativi, de la care învăț tot timpul și pot să cresc și eu pe partea asta, pentru că e un public foarte mare de oameni care are nevoie de informații sănătoase și pozitive pentru creșterea copiilor în cea mai mare parte. So, what's next? Ca orice sportiv, după ce își termină activitatea, nu termină activitatea, încă îmi doresc să mai concurez câțiva ani, dar cu ajutorul unei echipe poți face trecerea de la activitate la post-activitate și la multe proiecte creative și de suflet pe care le-aș face cu pasiune, cu ajutorul echipei. Pentru că de unul singur, am multe exemple în jurul meu de sportivi care nu au făcut lucrul acesta și în momentul în care s-a terminat activitatea sportivă, s-a încheiat și activitatea lor și n-au avut un follow-up. Și mulți sportivi au ce să transmită, multe lecții învățate, ca să ajungi de la zero un campion în orice domeniu, trebuie să înveți foarte multe lucruri, să crezi în tine, putere de muncă, disciplină, muncă în echipă și sunt multe lucruri pe care le pot transmite mai departe și vreau să o fac într-un mod organizat și să apucă urma să fie mai mare. Acum că tot am vorbit vorbea de creativitate și tot ne-a lăudat și a vorbit frumos despre echipă, simt nevoia să întorc complimentul, să spun că el este extrem de serios, dar să știți că are și foarte mult umor. Dacă tot spune că se bazează pe noi când e vorba de creativitate, să știți că inversăm de multe ori rolurile. Vorbim foarte mult, stăm mult de vorbă și share-uim informații și chiar am fost surprinse recent
de o idee cu care a venit Horia pentru lansarea unui proiect pe care îl vom anunța curând, un proiect de-a lui Horia. A venit cu o idee absolut fantastică, extrem de creativă. Apropo de cum să organizăm un eveniment și cum să-l punem în scenă, am rămas extrem de surprinsă și rolul nostru a fost așa inversat și rămâne doar să împachetăm puțin ideea lui și practic va fi și conceptul lui pus în, în scenă. Deci chiar este extrem de creativ, este foarte serios, este un partener de discuție extrem de challenging, că nu este tot timpul de acord cu noi, ne contrazicem de multe ori, dar ține la glume. Asta ne place foarte mult, e exterior, dar ține la glume. Adică are un umor și are un umor ăsta foarte sănătos, apropo de healthcare. Dacă el a fost creativ, voi ați putut și voi mingea la perete atunci? Da, urmă să știi că i-am întors și chestia asta. Recent am organizat un antrenament deschis cu jurnaliștii și pentru că întârzia partenerului de antrenament, m-a dus copil, m-am oferit și m-am schimbat pantofii, stiletto într-o pereche de încălțări sport și am făcut încălzire împreună, așa că mai particip și eu la antrenament, am să știu. Dacă tu stăm la capitolul în care o dăm pe Horia, crezi și tu vreau să pregătești la până la nu mă gândeam așa ca influencement. Toată lumea știe că e sănătos să faci sport, da? Adică toată lumea știe. Deci e greu totuși să faci sport. La mâini zici, mi-e somn, mă scot dimineața, te scot dimineața târziu și așa trec zilele și nu faci sport. Dar gen, când te uiți pe profilul tău și vezi cum joci sport și vezi cât de frumos este și vezi cât de tare efectiv, își ai încă un fel de influență. Adică mă influențez să mă apuc de text. Am depășit de mult termenul alocat. Acum, dacă sunt întrebări din sală, chiar ne-am bucurat să vorbim cu voi, să intrăm în direct cu voi. Sigur aveți întrebări. Dacă nu mai am eu una pentru vreo, apoi ne retragem la partea direct. Întrebări? Hai să știm că aveți întrebări și sunteți curioși. Ați venit și voi cu trei vedete. Ați venit cu una singură. E șocul prea mult. Am eu una pentru bro, nu o să-l las fără să-mi spună cum a identificat el oportunitatea Vinylot pe care le-a adus în România și dacă ar fi să facă un exercițiu de imaginație și ar trebui să se ducă cu o inovație din online românesc, ce ai duce, ce ai exporta afară? În primul rând, ca să continui trendul, felicitări, Horia! Cât de tare ești! Horia mă enervează, Horia. Că ești de treabă. Arată bine, e campion, mai ești de treabă, n-ai ce, n-ai... Spune la întrebare. Dar... întrebarea, a, Vinylot, da. Eram în America pe vremea aia și am văzut trendul de Vinyluri american. Am văzut că în România pe Facebook se postau video cu bebeluși și cu pisici și nu exista un creator de conținut să facă materiale relatable pe Facebook și am zis, hei, ar trebui să fac eu asta. Și am făcut asta pentru că aveam ce trebuia, adică un telefon, idei și... am luat o aplicație aia, m-a costat $5, o aplicație pe telefon să editez videourile. Am meritat investiții de $5, în chem artizi și trainer. Și am... am făcut timp de un an chestia asta până când la next level a fost hai să facem și sketch-uri, hai să devină un brand mare și s-a întâmplat. Asta a fost, cam asta a fost. Și să duc înapoi, din păcate, ce în America vine și la noi, invers nu prea și... Hai că s-a dus și la ei un pic, uite, Trump acum și la ei. S-a dus un pic și de la noi spre ei, acum l-au pe Trump. Aia și care e diferența, e și cum media arată lucrurile. Pentru că mizeria aia din America a existat dintotdeauna doar că ei o țineau sub preș și a venit Trump cu o ploaie și a scos toate ciupercile și tot rasismul la ideală. Ei sunt mult mai buni la... ca noi, la... nu era zi mai bun la pierdonul cetățenilor astea. Ei sunt mult mai buni la a arăta chestiile pe care trebuie să le vadă mulțimea, ca să zic așa. Și cumva acum s-a cam deșertat treaba și acolo. Dar eu cred în, nu știu dacă cred în ceva de pe, din
trendurile noastre de lume, cât cred în oamenii precum Horia, pe care îl iubim toți, care se duce și câștigă pe acolo, sau Simona, sau alții, sau nici regizori care se mai duc pe acolo. Deci, dacă nu e trendul, poate îl creăm chiar noi. Vă pun eu câte o întrebare acum scurt. Și vă rog să răspundeți scurt. Câți fani aveți pe Facebook? E care îmi spuneți de bine. Hai că știți pe din afară. 1.300.000. Părie? 63.000. Hai, te-a bătut, bro? Bro. Ai bă, taie. Ai se pare bă. Bă, taie, tu dai seama. Mihai? 1.000? Da. Vai, cum doar 1.000? La apărarea lor, Facebook-ul mie numai. Păi stai așa, că ajungem și la Instagram. Pe Instagram 37.000. 37.000, da? Unde este Instagram? Facebook sau oricare? Instagram, bineînțeles. Da. Tu vorbeai câte pe Instagram? Pe Instagram 43. 43? 43. Și unde este Instagram? Pe Facebook sau pe Instagram? Pe Instagram. Instagram? Și tu? 850.000. E plătit? Lumea. Voi vă administrați singur contul? Acum da, am avut o perioadă care am testat și era ca un copil pe care îl lăsam la bubonă și tot sunam de 50 minute, gen, hei, e tot în regulă, dar ce mai face? Bine și nu era să facă. Voi? Vă administrați sigur contul? Da, că te gândeai că asta e plăcerea mea, de fapt. E partea de creativitate. Marta, dar pe noi de ce nu ne întrebi? Măi, dar am zis să iau invitații. Eu v-am lăsat să moderați, voi vă dați seama că mi-ați luat microfonul. Nu, noi le-am făcut toate, adică noi le creștem pe toate, îți dai seama ce comunitatea. Păi, foarte frumos, uite. Voi puteți să dați alea din casă, mă, iar le zic ei. Săptămâna am încercat să cresc, m-am dat bine pe lângă bro, toată săptămâna, practic, i-am adus cheie, i-am adus fructe, i-am adus de toate, dar n-am reușit să primesc un palo. Și tu, Horia, mi-ai stres sigur? Sigur, până cu echipa. Echipa, scuze. Da. Și chiar am avut o experiență amuzantă săptămâna asta. Am fost în vizită la Next Big Vlogger și am... într-o vizită acolo, mi-a crescut Instagram-ul cu, nu știu, 5-6%. Poate de vreo 5 ori mai mult decât când știm un turnul de Grand Slam. Pentru că e altceva, da. Nu văd mesaje, se uită, mesajele cum le împărțiți? Că asta era problema mea când avea ceva acest. Vreau să mai vă mesaj. Nu ne uită. Ah, ok. De unde știe? Nu știe bine, nu? La bine, am vrea să verifice. Citește tot. Nu? Încă o întrebare. Dacă vine... Nu dacă vine. Vreau să vă dau un... să vă întreb așa. Ce client nu ați primi dacă ar veni la voi? Pentru awareness. Ca brand, da? Și ce client vă doriți să vină la voi? Dar scurt, cam de pe și timp. Să răspund eu la mine mai simplu, fiind ambasador UNICEF, nu am voie să îndorsesc băuturi alcoolice. Dar ai vrea? Să vină cu apă. Liber. Fără alcool. Fără alcool, da. Și pe cine ai vrea? Pe cine ai vrea? Ca să terminăm subiectul. Deci, nu știu, e cineva, să spunem, vine Apple. Da, un exemplu. E cineva, un brand care îți place foarte mult, te-ar plăcea? Da. Apple... sunt multe branduri. Branduri serioase, puternice, care fac performanță, care sunt implicate și în zona asta de responsabilitate socială. Nu, ziceam că poate există un brand așa pentru care aveți o afinitate. Uite, spre exemplu, mie îmi place să vină cineva șampanie la mine acolo. Acel dos. Da. Ok. Deci la tine, în afară de pariuri și de băutură. Pariuri cu băutură. Pariuri cu băutură. Și nu mă gândeam acum dacă ar fi, dar nu am... decât dacă e ceva super evident care ratez acum, în secunda asta, și nu-mi dau seama ce ar fi. Dar ar fi doar ca pe un challenge, orice ar fi. Ai cum îl, dacă un brand care e super prost văzut, cum îl readu exact. Să fie bine văzut. Deci ai băgat. Totul are un preț.
Bineînțeles! Nu-și închipuie nimeni că este for free. Domnul doctor? Probabil că n-aș îndorsa niciodată vitamine, suplimente și lucruri. Nu? Nu. Nu sunt bune? Nu sunt bune, nu. Nu, adică nu zici, nu zici dacă sunt bune. Aș putea să zic, uite, este vitamine. Câte lume ia vitamine care... și suplimente din sală? Nu sunt bune! Ok, Horia, Serena Horia, care cred că e singurul care ar putea să ia suplimente și vitamine pentru că el face un efort extraordinar fizic și are nevoie de o recuperare rapidă. Bro, de ce vitamine? Adică mai jos la sală în ultima vreme, ai văzut ce fac? Am văzut, da. Wow. Deci nu, adică vitamine suplimente pe scurt sunt niște preparate care nu sunt reglementate de nimeni. FDA, Agenția Națională de Medicamente, nimeni nu putea să facem mâine. Uite, încă o idee de business, am foarte multe business. Facem un supliment care o să se cheame... Nu zice la microfon dacă e nebun. Bro Horia, Miha Bro Horia, supliment Miha Bro Horia, trăiește cu 10 ani în plus. Și punem vitamina C, punem vitamina D și punem un extract de undeva. Și putem să scriem cu ăsta, slăbești, devii campion mondial, te faci doctor și și trăiești 20 de ani în plus și nimeni nu poate să zică nimic. În final, nu... În fine, ca să revin la ideea asta, m-aș îndorsa. Și ce mi-ar plăcea să îndorsez ar fi, de exemplu, niște campanii naționale de informare, de exemplu, pentru vaccinare sau lucruri de genul ăsta, care dar, cumva să facă un impact în final. Scuză-mă, da. Deci, dacă vine la tine, nu știu, jeans sau ceva și nu e nicio sumă pentru care tu ai face reclamă pentru jeans. Ba da, pentru că sunt om, sunt rău, sunt egoist, sunt flământ, probabil că aș face-o, dar întrebarea a fost ce n-aș face, poate că probabil că aș face ce n-aș vrea să fac, n-aș vrea să fac. N-ai vrea, dar... Da, probabil. Acum știi, toți suntem la fel, suntem oameni. Pentru echipa. Mâncă. Pentru câte vedete administrați contul de Instagram? Scuze. Pentru câte vedete administrați contul de Instagram sau de Facebook? Păi, nu avem foarte multe vedete, să știi, ni le alegem pe sprâncen, așa. Dar cred că e... ce zici? Cred că asta cu influencerii și cu celebrity-ul e o treabă foarte complicată, adică mie nu e ușor. Pentru că la un brand e mai obiect și îl pui într-un loc și îi dai o viață pe care el săracul și-o ia, un om nu prea merge. Adică brandul își duce viața prin consumator, dar cred că omul are mai multe vieți. Și e mult mai greu. Deci la influencer și la celebrity nu intrăm decât acolo unde e super safe. Iar noi pe health, aici e o altă poveste, adică pe health chiar nu intri. N-ai îndorsat pe oricine. La un mic malpraxis s-a terminat povestea. Da. Acestea au fost întrebările mele. Văd că toată lumea în sală este foarte cuminte și ascultătoare de azi. Mi se pare important și relevant față de tot ce s-a vorbit, că a zis de numere și vreau să subliniez cu numere nu contează atât de mult, mai ales branding-wise, nu pentru ego. Da, știi, dar în companie există un Excel. Om? În companie există un Excel și, din nefericire, în continuare, toți oamenii de marketing și de comunicare se raportează la acele cifre. Am simțit că se schimbă și chestia asta personal, că nu se mai compara un Excel doar. Și că 80.000 ai lui Horia sunt mult mai dedicați decât 1.300.000 ai mei. Și aici un brand se uită la chestia asta. Că eu pot să pun o chestie la 1.300.000, dar din aia patru nu sunt așa de interesați de chestia aia, că sunt fanii loiali al lui Horia, pentru că el este un influencer, dacă vreți să numim asta, nișat pe ceva. Deci dacă zice ceva despre sport, o să-l cred într-o proporție mult mai mare decât. Și asta se aplică și în medicină. Deci numerele, odată ce intrăm în zona asta, nu contează atât de mult. Ca o concluzie, apropo de ce am vorbit mai devreme, de faptul că am stat alături de cei mai relevanți creatori de conținut video din online-ul românesc, ce am remarcat, care ar fi concluzia, care am rămas eu din cei oameni, sunt niște profesioniști, cei mai mulți dintre ei sunt cu vârste foarte mici, sub 30 de ani, dar extrem de responsabile, adică asta chiar nu m-a mirat, nu m-a surprins, dar am fost extrem de plăcut impresionată de faptul că sunt responsabile, înțeleg că au o responsabilitate foarte mare pentru publicul pe care îl au și chiar îi îndemnau să fie foarte atenți pe viitorii vloggeri României, să
fie foarte atenți la ceea ce spun, pentru că ceea ce spun ei este extrem de important și ei sunt niște modele și că pot fi urmați și atunci atenția mare la ce spunem și faptul că au recunoscut treaba asta mi s-a părut incredibil. Sunt extrem de responsabili și de atenți la conținutul pe care îl publică. Așa? Lungim mult discuția, dacă scurt e, responsabilitatea este să fii sincer, nu neapărat să spui ce vrea să audă om, adică să fii cine ești tu de fapt, să nu îi spui altă poveste, ceea ce încerc foarte mult să fac, chiar dacă de multe ori nu mulțumește pe toată lumea. Vă mulțumesc frumos, din fericire, timpul a scurs.